Neața, prieteni, este dimineață, mă pregătesc să mă duc să deschid sala, fac un pic de recuperare cu taică-meu și-a rupt piciorul și asta mai de mult. Deci deja am aproape că suntem pe final. Și-a rupt piciorul, a fost operată la partea de gleznă și acum facem un pic de recuperare pentru mobilitate. Am ajuns la sală, haideți să vă arăt noutățile. Am adus și niște apă din asta cu vitamine. Acum, dacă mă întrebați dacă este bună această apă cu vitamine, vă voi spune că este mai bună decât un suc. Dacă ți este poftă de un suc, de exemplu, cu gust de portocale sau ceva, decât să bei un capi sau așa, sunt mai ok astea. Am adus apă la 1 litru, pentru că și aceasta se vinde cel mai bine. Am adus și frigider. Și am mai completat puțin terasa cu niște mese. Ne gândim încă. Ați aici. Ne gândim încă dacă să facem smoothie-uri, limonade și chestii de genul ăsta. Este o întrebare pe care trebuie să ți-o pui pentru că de făcut nu este complicat. Problema apare în momentul în care odată ce faci chestiile astea, intri în ochii DSP-ului, ale DSV-ului și nu știu în ce, adică cum este la voi în orașe, dar aproape că indiferent de ce ai face, dacă ești supărat, îți pot da amendă pentru orice chestie. Adică am prieteni care au fast food-uri sau au alte locuri deschise și am văzut amenzi date pentru niște chestii total stupide, cum ar fi kitul de la Gresia de la intrare este murdar sau șervețelele nu erau la nivelul care trebuie, pentru că dacă venea un om de 1,20 m și nu ajungea la ele sau chestii de genul ăsta, adică la un moment dat dacă vor tot îți pot da amendă. Și acum noi trebuie să ne gândim dacă vom vinde suficient limonadă, smoothie-uri și așa mai departe încât să putem risca o amendă, pentru că noi de altfel vom face totul super ok, adică va fi dezinfectant, toate vor fi ok, nu vom avea probleme de igienă. În schimb, după cum am zis, riscăm o amendă din aceasta stupidă și trebuie văzut dacă, pentru că dacă să spunem vinzi de 5.000 de lei, da, limonadă, și e o amendă de 6.000 de lei pentru că nu erau șervețelele la nivel, atunci nu merită combinația. Haideți să vă arăt cum merge și bucătăria de vară. Începe să se contureze. Cam urât astăzi afară. Am văruit aici peretele ăsta. Pentru că arăta urât. Voi mai și filma aici unele emisiuni cum este, cum ar fi Fitness News sau așa, pentru că lumina este bună și este plăcut. Am pus acolo o masă de lucru, aragazul. Ne mai trebuie un dulap, ceva de genul aici, pentru ca să punem vesela și chestiile astea. Aici trebuie să o rezolvăm pe lângă, trebuie să văruim și aici, să închidem, să văruim și asta. Trebuie să punem un blat cu chiuvetă. Pentru a muta dintr-un furtun din asta o să facem două, încât unul să rămână pentru grădină și unul să rămână pentru chiuvetă. Și cam asta este. Încerc cumva să gândesc un sistem încât să am mai mult timp, pentru că, adică încerc să mă trezesc mai dimineață, cu toate că mă culc destul de târziu, și încerc să găsesc un sistem pentru că pe partea de YouTube, de exemplu, sau de Facebook sau Instagram, nu postez atât de mult pe cât mi-aș dori pentru că nu apuc. La fel cum și pe partea de sală, aș face mai multe chestii, dar la fel nu apuc. Și trebuie cumva să gândesc un sistem încât să fiu mai eficient cu timpul pe care l-am, pentru că mai mult de atât nu-l pot lungi. Vom mai vorbi chestii din manageriatul sălii, pentru că am văzut că am tot primit mail-uri, sunt mai mulți interesați. Angel, aș vrea să-mi deschid și eu o sală, sau părinții mei, sau prietenul meu, sau cineva este interesat de unde ai cumpărat echipamentul, cât te-a ajuns, cum a fost și așa mai departe. Sincer să vă spun,
ca și afacere, nici eu, nici Andrei nu am fi avut nevoie de afacerea asta, pentru că este consumatoare de timp. Dar înveți foarte multe chestii care te vor ajuta dacă vrei să deschizi ceva mai mare sau să te extinzi sau așa. Pentru că să spunem că ai un plan și vrei să faci o sală de 2000 de metri pătrați sau de 3000 de metri pătrați sau vrei să fie și cu piscină și cu saune și cu așa. Pentru a vedea exact ce vor oamenii, ce fel de echipament trebuie, ce fel, trebuie să pleci de undeva. Vă spun o chestie, se spune că în primii 2 ani de când începi o afacere, dacă un lucru se poate întâmpla rău, se va întâmpla. Și credeți-mă, așa este. Deci firma mea este deschisă de acum 5 ani. Și pot spune că doar în primii 2 ani. Deci până acumulezi o anumită experiență în domeniu încât să știi cum să te comporți în anumite situații, credeți-mă, te lovești de multe necazuri. Dar până la urmă, asta este frumos. Pe partea de fitness voi fi prezent pe 27, cred că pică, da, 27 este, ar trebui să fie într-o duminică, mă rog, 27 sau 21. Într-o duminică la seminarul lui Marius Chiera și al lui Viorel Mărășoiu, care va fi organizat de Genius Nutrition. Vă aștept acolo să vorbim, să facem o poză, să vedem care este treaba și să ascultăm doi oameni care au ceva de spus. La un moment dat, cei care faceți sală de mai demult, da, să zicem că ai 3 ani, 4 ani de sală și faci sală ca și sportiv natural, este greu să-ți păstrezi motivația, pentru că îmi pun de cafea. Pentru că dacă te antrenezi corect, după ceva vreme aproape ajungi să-ți atingi potențialul genetic. De exemplu, la mine nu cred că se va mai schimba mare lucru. Poate voi mai prinde, probabil se va schimba aspectul, pentru că observ de la an la an încep mușchii să se maturizeze. Și ușor, ușor parcă se schimbă și vascularizarea, nu nimic deosebit, dar oricum. Dar în rest este destul de greu să te menții motivat. Adică observ eu, de exemplu, mai ales dacă ești tipul care menține masa musculară destul de ușor. Adică de crescut aproape că nu mai crești, indiferent de situație. Și de menținut o menții foarte ușor. Adică pentru mine, eu dacă mă antrenez de 2 ori pe săptămână intens, sau hai să zicem de 3 ori pe săptămână, mențin masa musculară fără niciun fel de problemă. Deci cumva este oarecum greu să te motivezi să te antrenezi măcar de 5 ori pe săptămână. Dar cauți, adică eu caut cel puțin evenimente din astea mici încât să zic că mă pregătesc pentru ceva sau fac ceva încât să am o continuitate. Sincer, ar fi varianta de continuitate, ar fi cea cu steroizii, pentru că în momentul în care începi să consumi steroizi, începi să crești, atunci mai vezi o chestie, se mai întâmplă ceva și mergi dintr-una într-alta. Dar nu este varianta pentru mine. Să vă spun de ce. Pe mine mă interesează în principiu două chestii. Una ar fi informațiile. Mă interesează să mă informez, să știu cât mai multe în acest domeniu și de asta oarecum îmi pare rău uneori pentru că nu am suficient timp să mă documentez pe cât aș vrea. Adică vreau să ajung să știu cât mai multe în acest domeniu, să încerc cât mai multe și să știu cât mai multe. Și în al doilea lucru, vreau ca și comunitatea pe care o avem să înțeleagă diferența dintre un sportiv natural, cum se comportă un sportiv natural, ce așteptări trebuie să ai, pentru că așa este foarte simplu, credeți-mă. Deci, pentru a părea model de fitness, este foarte simplu, adică trebuie să iei un ciclu de steroizi, trebuie să începi să consumi steroizi, să-ți faci niște poze într-o lumină bună, te definești și tu o dată pe an, pentru că nu este necesar să stai definit tot anul, ți-ai făcut 2000 de poze și după aia am umplut Instagram-ul, pun câte o poză în fiecare zi, am și pentru Insta Story din alea 2000 și sănătate. Dar nu văd cum
cum ajuți pe cineva cu chestia asta. Și cum am spus că YouTube-ul pentru mine va rămâne canalul informativ, pentru că știți, de bine de rău, tot timpul pe acest canal ați găsit o informație. În schimb, un lucru care mă bucură în fiecare zi este curtea aceasta. Pentru că până acum eu am lucrat de acasă și nu prea ieșeam afară. Acum îmi permit, cum ar veni, să-mi pun un laptopul acolo și să stau să răspund la e-mail-uri sau să fac chestiile de genul ăsta și este aproape, nu este peste mână. Mergem la solar. Este prima dată în viața mea când mă duc la solar, dar v-am spus de evenimentul din mai. Și cu siguranță voi fi singurul care nu sunt bronzat. Nu am timp să stau afară ore, pentru că eu nu mă bronzez repede și trebuie să stau ore întregi. Și încerc și varianta asta să fac câteva ședințe la solar, plus voi încerca să stau și la soare, poate măcar o dată în viața mea să mă bronzez. Deci doar la noi la sală se găsește această aromă de Aiwei de la Genius. Am amestecat 900 de grame, am luat două din alea mici de 900 de grame și le-am amestecat una de vanilie și una de ciocolată. Și așa a luat naștere aroma ciocovanila. Omleta este gata. Citeam o știre, 30 de sucursale de Starbucks, Costa, Cafe Nero s-au găsit în aceste 30 de localuri bacterii fecale în băuturi. Asol. Ciorbă de pui, de piept de pui cu legume. Am început cu un pins din înclinat cu ganterele. După cum vedeți, banca este înclinată mult pentru că am făcut așa. Am luat 4 nivele de înclinații până am ajuns la drept. Și am mers înclinat foarte tare, puțin mai înclinat, puțin mai declinat, până am ajuns drept. Și în total am făcut 4 nivele de înclinații, am făcut 3 seturi la fiecare nivel. Deci în total am avut 12 seturi de împins cu ganterele. Greutatea a fost într-o piramidă crescătoare și apoi descrescătoare. Adică am început cu greutăți mici, moderate, am ajuns la greutăți mari și apoi la ultimele seturi am scăzut greutățile, am făcut repetările mai concentrate încât să putem face 10-12 repetări corect și concentrat. Pentru piept este foarte important să-ți găsești o poziție în care să simți mișcarea, pentru că dacă în momentul în care faci împins îți simți mai mult tricepsul, mai mult umerii, așa va ajunge pieptul să fie deficitar. Trebuie să te așezi într-o poziție, să-ți cauți poziția în care îți simți foarte bine pieptul. Aici suntem la ultima serie, după cum vedeți greutățile au scăzut, planul este orizontal, chiar în poziția băncii este foarte puțin declinată și repetările sunt controlate. În mod normal, în momentul în care fac greutăți mari, coatele le aduc mai în interior pentru a proteja umerii, dar cu greutăți moderate, coatele le scot în exterior pentru a face și mai mult stretching la piept și pentru a lucra cât mai mult piept. What a time crisis to be politically correct, fuck ISIS. I'm just me, nothing but a man, goddamn. Why does everybody act so righteous? I learned young that the world don't know me, jack it can't hold me back, and how cold does that sound? Yeah. După care am trecut la aceste fluturări, este o variație interesantă, fluturări la scripete, dar pusă banca mai în față decât scripetele și adus undeva la baza pieptului, în partea de jos a pieptului. Această mișcare trebuie încercată să vedeți pentru că într-adevăr lucrează foarte bine pieptul, dar îl extenuează destul de repede. Acolo am făcut 4 seturi, 12-15 repetări. What a time crisis to be politically correct, fuck ISIS. I'm just me, nothing but a man, goddamn. Why does everybody act so righteous? I learned young that the world don't know me, jack it can't hold me back, and how cold does that sound? Yeah, I get hyped on life just singing this shit. I learned young that the world don't know me, jack it can't hold me back, and how cold. După care am făcut acest super set din împins din apropiat.
Aici încercați să scoateți coatele în exterior cât de mult puteți, pentru că dacă veți ține coatele foarte aproape de corp, va lucra mai mult tricepsul. Așa că încercați să scoateți coatele în exterior și să contractați foarte tare pieptul în momentul în care ajungeți la finalul mișcării sau în partea de sus a mișcării. Acest exercițiu l-am făcut superset cu flotări. Flotări normale cu priză puțin depărtată, până jos, făcute corect, concentrat. Au intrat foarte bine și aici am făcut 4 seturi de acest superset. După care am făcut 2 exerciții pentru triceps. Primul exercițiu a fost extensii cu frânghia în mod normal, doar că am uitat să-l filmez. Am făcut aceste extensii după cap pentru o pompare finală, să spun așa, unde am făcut 15-20 de repetări. Este un unghi interesant, merită încercat. Ține-și tu pumnul în biceps. Ține pumnul în biceps. Nu, nu, nu. În braț. Bang, bang. Sper că v-a plăcut antrenamentul, nu uita să dați like, nu uita să vă abonați și Fitness Nation pe data viitoare. Pa! Să revin! Te vreau mai faci și unul ceva. Tocmai am postat pe Instagram, dacă nu mă urmăriți, Angel Fitness Rock.